emisiune sponsorizată de Condor Oil. Bună seara, bine v-am regăsit la emisiunea Banii Tăi. Bună seara, Marius. Bună seara, Cristiana. Bună seara, stimați telespectatori. Cum v-am obișnuit la Express TV 19 și 15, ceas elvețian, Banii Tăi, subiecte de interes pentru buzunarele fiecăruia. Cu siguranță, subiecte de interes național de această dată și vorbim despre un nou acord cu Fondul Monetar Internațional pe care va urma să-l semneze România. Deja a fost aprobat, deci vorbim despre ceva ce va fi concretizat cât de curând. De ce spunem un nou acord, în primul rând? Când a mai fost încheiat o astfel de înțelegere cu Fondul Monetar? Este un nou acord pentru că cel vechi tocmai expira. Și în momentul în care expiră un acord, dacă mai vrem bani de la Fondul Monetar, trebuie să facem un nou acord. Nu e chiar o prelungire de contract, este un nou contract. Bun. Fiecare nou acord cu Fondul Monetar Internațional este un acord nou, da, bazat pe datele statistice și bazat pe datele economice anterioare, cu condițiile fondului pentru nou acord. Deci nu se pleacă, un acord cu Fondul Monetar Internațional nu pleacă, de exemplu, din 1992, pe aceleași baze, pe aceleași condiții. Condițiile se schimbă în timp. De ce avem nevoie de un acord cu Fondul Monetar Internațional, un nou acord cu Fondul Monetar Internațional, este foarte simplu. Cum am mai spus în emisiune de atâtea ori, România nu e capabilă la momentul acesta să-și asigure nici măcar cheltuielile bugetare. Deci cheltuim ca și stat mai mult decât producem. Ce înseamnă asta? Pensii, armată, poliție și celelalte cheltuieli bugetare. În condițiile în care nu reușești să-ți asiguri toată suma la buget pentru a acoperi toate cheltuielile, n-ai altă soluție decât să faci un împrumut sau să vinzi ceva. Cum în România mare lucru nu mai e de vândut, singura soluție este acordul cu Fondul Monetar Internațional. De ce acordul cu Fondul Monetar și nu piața de capital privată? Datorită dobânzii, dobânda la un acord cu Fondul Monetar Internațional este mai scăzută decât dobânda după piața internațională de la creditorii, cu bani luați de la creditorii privați. Ca să înțelegem, undeva dobânda cu Fondul Monetar Internațional este cam între 3-5-6%. Bun, pe când și un împrumut luat de pe piața de capital poate să ajungă chiar și la 12-13%. Bun, deci este o diferență semnificativă și este în funcție de bonitatea statului respectiv. Cu cât bonitatea este mai mică, cu cât economia merge mai rău, cu atât dobânda de împrumut este mai mare. Cu cât economia merge mai bine, cu atât împrumuturile se dau la dobândă mai mică, chiar după piața de capital. Pentru România, din totdeauna a fost o condiție esențială și primordială ca pentru a avea acces pe piața liberă de capital să avem girul Fondului Monetar. Deci la momentul acesta, în condițiile în care semnăm un nou acord cu Fondul Monetar Internațional, dacă avem nevoie, putem să mergem și pe piața privată de capital și să obținem împrumuturi la anumite dobânzi avantajoase sau putem emite obligațiuni, cum de fapt guvernul a mai făcut, obligațiuni la dobânzi ceva mai ridicate decât dacă n-am fi avut un acord cu fondul. De exemplu, putem emite obligațiuni, statul poate să emită obligațiuni pe piața internațională și să spună, domnule, eu știu, am nevoie de un miliard, pe termen de 3 luni, cu o dobândă anuală, să spunem, de 6%. În condițiile în care avem deja un acord cu Fondul Monetar, în care avem un împrumut cu 3%, piața de capital știe deja că economia e sigură, economia este sub îndrumarea, sub tutela Fondului Monetar Internațional și atunci am putea obține miliardul de care avem nevoie după piața de capital. În alte condiții, probabil, am putea să luăm, am putea să emitem obligațiuni, dar s-ar cumpăra numai la o dobândă de 9, 10, 12%.
Bun. De data asta, cu o durată de 2 ani va fi acordul, presupun că așa a fost și celălalt, și în valoare de 2 miliarde de euro. S-a făcut o calculație de necesarul bugetar probabil pe 2 ani, s-a constatat că avem nevoie de 2 miliarde, deficitul bugetar e de 2 miliarde și așa mai departe. Acordurile cu FMI-ul s-au făcut nu numai pentru a completa sumele la buget. Acordul cu FMI-ul se tot zvonește că e o centură de siguranță, chipurile luăm banii, dar îi ținem în rezervă și în condițiile în care avem nevoie îi luăm și îi cheltuim, dar de fiecare dată am cam avut nevoie, de fiecare dată i-am cam luat și i-am cheltuit. E ca într-o familie, știți, facem un împrumut poate să avem pentru zile negre și când avem deja niște bani acolo, știm că putem să ne folosim de ei, cu atât mai mult cheltuim, cu atât mai mult mergem la cumpărături. Într-o familie e mama, tata și copilul sau și copiii. Aici e o țară întreagă și împrumutul fac conducătorii, împrumutul îl fac impotenții politici care nu sunt capabili să găsească o soluție să reușim măcar să asigurăm cheltuielile bugetare, să ajungem cu un deficit zero la buget. Este o practică des întâlnită acest împrumut, mă refer în Europa, se mai practică și în alte țări? În general, economiile în curs de dezvoltare sau slab dezvoltate apelează la fondul monetar sau sunt forțate să apeleze la fondul monetar pentru a ieși din impasul economic. Rusia, când a colapsat în 96, parcă, a fost forțată să ia împrumut de la Fondul Monetar Internațional, dar foarte mult i-au ajutat americanii în condițiile în care Rusia e o mare putere, au arsenal militar foarte mare, nuclear și așa mai departe, au fost ajutați. Ei și-au revenit foarte repede pentru că au foarte multe resurse și a intervenit și schimbarea de guvernare. Au venit cu o mână mai forte, n-au mai lăsat-o. Democrația nu e chiar pentru toate popoarele, nu toți suntem educați să acceptăm democrația. Vezi China, care devine o putere foarte, foarte mare economic în condiții de conducere politică centralizată. Da. Să revenim la împrumuturile cu fondul monetar, nu, economiile puternice, Franța, Germania accesează piața de capital internațională și datorită nivelul lor economic, datorită performanței lor economice, obțin undeva până în 3% împrumuturi, în cazul Germaniei. Evident. 3% dobândă. Avem și niște condiții pe care va trebui să le îndeplinim, cerute de FMI. Sunt condiții, toți cetățenii, toată lumea, telespectatorii ar trebui să înțeleagă că ce se publică sunt condițiile publicate, sunt condițiile care pot fi dezvăluite publicului. În spatele acestor condiții sunt clar și alte condiții politice care sunt ținute oarecum secret. V-aș aduce aminte... Apropo de democrație, este corect să se facă așa ceva? Un contract, presupun, că are o clauză de confidențialitate, că altfel ar trebui în context democratic să... În mod normal, un contract cu Fondul Monetar Internațional, ținând cont că 20 de milioane de oameni se îndatorează cu o anumită sumă pe o anumită perioadă, ar trebui fiecare dintre noi să știm exact ce e în spatele acestui împrumut. Nu știu să spun dacă e corect sau nu e corect, astea sunt condițiile. Le vrei bine, nu, nu. Nu le vrei, pleci din țară, că n-ai... Da, nu le vrei, într-un final n-ai ești cu spatele la perete și chiar trebuie să accepți la nivelul de performanță care îl avem. În condițiile în care am fi avut o anumită performanță, am fi putut negocia cu totul altfel. Vreau să aduc aminte că a mai fost un împrumut referitor la condițiile și clauzele din spatele acestor împrumuturi în 2009-2010, în condițiile în care președintele Băsescu a anunțat că criza nu ne afectează și că noi nu ne vom împrumuta de la Fondul Monetar pentru a susține băncile. Lucrul ăsta s-a întâmplat undeva în decembrie. În ianuarie s-a făcut un acord, s-a semnat un acord cu Fondul Monetar Internațional de o valoare destul de mare, în jur de 10 miliarde, bani care au ajuns în Banca Națională ca și o rezervă pentru a susține băncile, bănci, încă o dată, care nu sunt românești, bănci care sunt austrieci, grecești și așa mai departe. Deci noi ne-am împrumutat ca și români, ca și țară, pentru a susține indirect aceste bănci. Și pe final, o ultimă informație foarte interesantă pentru telespectatori și pentru toată lumea, dacă nu se știe.
Acest împrumut cu Fondul Monetar Internațional pe care România îl ia ajută foarte mult indirect economia Germaniei, economia Franței, economia Italiei, economia țărilor dezvoltate, datorită faptului că, nefiind competitiv economic, mare parte din produse vin din aceste țări, implicit banii se duc în economiile care le-am menționat mai devreme. E interesant, e bine de ținut cont. Aparent ne ajutăm pe noi, dar de fapt ajutăm pe ceilalți. Îi ajutăm pe ceilalți. Exact. Bun, acum că am elucidat câteva dintre misterele acestui acord, care oricum a fost publicat pe internet, a apărut la știri și cu toții am văzut, dar poate că nu am înțeles exact despre ce este vorba. Sperăm că v-am fost de folos cu această emisiune. Mulțumesc că mi-ai răspuns la întrebări. Cu mare plăcere întotdeauna. Mulțumim că ne urmăriți. Fiți alături de noi în fiecare seară la 19:15. Mulțumim sponsorului. O seară bună în continuare. La revedere. La revedere. Emisiune sponsorizată de Condor Oil.